decembrie 2014 și cu emoție mă gândesc că a trecut deja un an de când ne-am întâlnit din nou împreună în această sală. În această zi specială, pentru dumneavoastră, invitații noștri speciali, spunem noi pentru, și mă refer la Primăria Municipiului Câmpia Cluzii prin Serviciul Public Local de Asistență Socială și mă refer la dumneavoastră, în primul rând, copiii. Acești copii minunați care sunt acum în sală și dumneavoastră, părinții minunați, care cu dăruire, cu devotament și cu abnegație, faceți ca acestor copii să le fie viața mai bună. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră și sunteți aici, alături de noi. Am să dau în continuare cuvântul domnului primar, Radu Hanga, care are un mesaj pentru dumneavoastră. Retar. Ori reglam noi mai încet, mă vorbim eu mai încet. Astăzi este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, ăsta este momentul pe care noi ne aflăm aici. Acest eveniment, această, hai să zic, manifestare, se sărbătorește, se practică la Câmpia Cluzii din anul 2013. Are deci o tradiție de 11-lea an. Momentul este dedicat în special copiilor, persoanelor care au anumite probleme și care sunt la începutul vieții. Avem în Câmpia Cluzii un număr de 150 de astfel de copii. Îi avem în evidențele noastre. Municipalitatea, Consiliul Local, Primăria, noi suntem executivul, noi suntem cei care lucrăm în numele comunității locale, face tot ce este omenește posibil ca să ajute această categorie de oameni și de pui de oameni. Facem tot ce este omenește posibil și vreau să vă spun, să vă informez, că vă aduc la cunoștință că, de exemplu, pentru copiii cu handicap grav, pentru familiile acestora, asigurăm personal, asistenți personal, profesioniști, plătiți de la bugetul local. Avem apoi centrul de recuperare Carine, care oferă servicii de recuperare pentru un număr de 60 de copii. Căutăm pe aceste căi să ajutăm copiii, căutăm pe aceste căi să ajutăm și părinții. Pentru că toți au nevoie de ajutor, atât copiii cât și părinților. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Sper să fie un spectacol plăcut, să ne simțim bine. Sper să mă invitați și la Mulțumesc! Aici acum o să prezint pe cineva ce să înceapă prima dată să cânte și să ne cânte. O cheamă Prosperă Alexandra de la Tupul. Yeah.
Thank you.
2014 și cu emoție mă gândesc că a trecut deja un an de când ne-am întâlnit din nou împreună în această sală. În această zi specială, pentru dumneavoastră, invitații noștri speciali, spunem noi pentru, și mă refer la Primăria Municipiului Câmpia Cluj prin Serviciul Public Local de Asistență Socială și mă refer la dumneavoastră, în primul rând copiii. Acești copii minunați care sunt acum în sală și dumneavoastră, părinții minunați, care cu dăruire, cu devotament și cu abnegație, faceți ca acestor copii să le fie viața mai bună. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră și sunteți aici, alături de noi. Am să dau în continuare cuvântul domnului primar, Radu Hanga, care are un mesaj pentru dumneavoastră. Grătar, ori reglam noi mai încet, mă vedem eu mai încet. Astăzi este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, ăsta este momentul pe care noi ne aflăm aici. Acest eveniment, această, hai să zic, manifestare, se sărbătorește, se practică la Câmpia Turzii din anul 2003. Are deci o tradiție de 11 ani, 11-lea an. Momentul este dedicat în special copiilor, persoanelor care au anumite probleme și care sunt la începutul vieții. Avem în Câmpia Turzii un număr de 150 de astfel de copii. Îi avem în evidențele noastre. Municipalitatea, Consiliul Local, Primăria, noi suntem executivul, noi suntem cei care lucrăm în numele comunității locale, face tot ce este omenește posibil ca să ajute această categorie de oameni și de pui de oameni. Facem tot ce este omenește posibil și vreau să vă spun, să vă informez, că vă aduc la cunoștință că, de exemplu, pentru copiii cu handicap grav, pentru familiile acestora, asigurăm personal, asistenți personal, profesioniști, plătiți de la bugetul local. Avem apoi centrul de recuperare Carine, care oferă servicii de recuperare pentru un număr de 60 de copii. Căutăm pe aceste căi să ajutăm copiii, căutăm pe aceste căi să ajutăm și părinții. Pentru că toți au nevoie de ajutor, atât copiii cât și părinților. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Sper să fie un spectacol plăcut, să ne simțim bine. Sper să mă invitați și la Mulțumesc! Aici acum o să prezint pe cineva ce să înceapă prima dată să cânte și să ne înfinte. O chiar o proscară Alexandra de la Tupul.